Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat că au început recrutările pentru sesiunea specială de admitere din ianuarie 2018 la instituțiile de învățământ post-liceale ale Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele care își doresc o carieră în Poliția Română se pot înscrie până cel târziu la 5 decembrie, în zilele lucrătoare la sediul IPJ Suceava. Concursul de admitere va avea loc în perioada 13-21 ianuarie 2018. La Școala de Agenți de Poliție Basile Lascăr din Câmpina sunt oferite 1300 de locuri, dintre care 16 pentru romi și 10 pentru alte minorități. Iar la Școala de Agenți de Poliție Septemiu Mureșan din Cluj-Napoca sunt scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 6 pentru romi și 3 pentru alte minorități. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să fie cetățeni români majori, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă cazier judiciar curat. Nu se pot înscrie la concurs candidații care au mai puțin de 1,70 metri înălțime pentru bărbați și 1,65 metri pentru femei, care au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, care au fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ sau care nu au avut cel puțin media 9 la purtare în perioada studiilor liceale. Informații cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Suceava la numărul de telefon 0230203112 sau de pe pagina de internet a unității sv.poliziaromana.ro.